sunt Ștefan, bine v-am găsit, hostul și organizatorul, Sibiu Ermita. Să ne revedem, chiar dacă e... Azi e plăcut afară, deci nu știu dacă voi vă... A, mie m-a fost bine. Este ediția cu numărul 29. Avem call for speakers deschis în continuare. Dacă aveți idei, vă aștept cu mare drag, puteți să înscrieți. Suntem live și pe YouTube, unde voi invit să dați like, share, subscribe, you know, all the good stuff. Astăzi l-avem invitat pe Ben, care o să ne vorbească, e continuarea la prezentarea precedentă despre GraphQL. O să-l las pe el să spună mai multe. Și cam atâta. Mai vrem să zic o chestie. În principiu, Sibiu Meetup îl ținem o fiecare lună, în ultima săptămână, joia, la ora 7. Sau online, pe Google Meet, dar aia e mai rar. E chiar cazul în care nu poate speaker-ul să ajungă. Da. Am să-i preluat cuvântul lui Ben. Salut! Bine ați venit! Am făcut ca să ne întâlnă șoboare. Și să începem. Ok, titlul. Fastest way to build the GraphQL API node. Un titlu foarte răzneț și am ezitat să-l pun, să-l pun de, și absolut. De regulă, când faci o afirmație absolută în tehnologie, e falsă. Vreau să vedem dacă este de fastest way. Și dacă nu este, mă contactați pe LinkedIn și dacă găsiți o metodă mai rapidă de face asta, chiar m-aș bucura să nu am dreptate. Deci vreau să lasă provocarea asta și m-aș bucura să nu am dreptate, ok? Scurt de introducere, ce este GraphQL? Cine a lucrat cu GraphQL de aici? Sau am văzut? Ok, scurt. Pe scurt, GraphQL este un fel de a lua date de la server care, spre deosebire de REST, te lasă să iei datele leste, adică de la hooks, from autor, from click, autor, nume, data list și mai departe. Și la REST te poate face chestia asta, doar că aici poți cere exact ceea ce vrei, rezolvă. Underfetching, overfetching și nu trebuie să scrii niște mutații sau peruri custom în backend. Și nu trebuie să scrii cod custom ca să scoți, de exemplu, cărți, o listă de cărți sau dacă vrei să nu ai lista de cărți, ai doar autorul și numele sau doar cărțile și titlul sau alte titluri, o să ceri de la server ce anume vrei. Asta a fost parte scurtă, parte din prezentare de data trecută. În principiu, îți ușurează viața foarte mult pe front-end. Deci poți să cer ce vrei, când vrei, în ce format, cât de neste vrei și apoi pe front-end va cu for-ul, cu if-ul, cu te joci cu a fost gândit, GraphQL a fost gândit să fie API-ul ideal pentru front-end și ne descurcăm pe back-end, o să vedem. Ne pregătim celor de pe front-end API-ul ideal. Și-ar dori ei mai mult de la viață să fie acolo și apoi pe back-end ne descurcăm, vedem cum facem. De regulă, orice soluție din asta foarte robustă este generică, dar mai grea. Mult mai simplu să-ți implementezi tu doar câteva request-uri decât să implementezi pe back-end efectiv ceva ce poți să ceri tu, ce vrei tu, când vrei tu, dacă vrei mai puțin să primești mai puțin, dacă vrei mai mult și așa mai departe. Asta este GraphQL. Ok, de ce să-l facem, să-l construim rapid? Păi, pentru că l-ați văzut pe cel de pe backend, nu s-a prea bucurat când a auzit vestea asta, că așa vom lucra. Ăsta este motivul pentru care nu este implementat foarte mult GraphQL-ul. De multe ori cei de pe backend, când se apucă să implementeze de la zero o soluție de genul ăsta, e foarte greu și complicat și de multe ori se blochează într-un anumit punct. Ok, de ce să-l construim fast? Să-l facem și pe el fericit, pe backend. Ok, scurt, ziceam că este o soluție grea, dar generică. Adică poți să ceri ce field vrei, în ce format vrei și așa mai departe. Pentru că este o soluție generică, au apărut tool-uri generice, care efectiv se uită la baza de date și ți-o fac într-un format al GraphQL, ți-o expun baza de date. Și bineînțeles că la nivelul tool-ului respectiv sau librăriei respective poți să faci câteva configurări.
și să-i spui ce să expui, ok, nu vreau să expun userul, nu vreau parola, field-ul din parola, nu vreau asta, nu vreau asta, cine are dreptul să facă ce request-uri și așa mai departe. Deci niște configurări de bază puse peste o bază de date și ți-o expus un GraphQL. Hasura este un tool de genul ăsta. Am văzut proiecte lansate în 4 luni în fintech cu Hasura. Deci chestii neauzite când scrii cod manual. Efectiv, backend-ul l-ai avut așa de robust cum ți-ai dorit și doar chestii super custom ai mai scris pe lângă. Asta e Hasura. Lansat de vreo 2-3 ani și le merge foarte bine. Ori primit investiții de 100 de milioane. Oricum, proiecte mari enterprise ce sunt servite cu Hasura. Acum, ei arată aici că ți-ai bază de date, dar poți să-l pui și peste un alt rest. Și pui un rest și ei ți-l expun ca și GraphQL. Pentru o altă discuție, dar așa arată Hasura. Apoi există PostGraphQL. Ăsta e un proiect open source, au și varianta plătită, dar în principiu foarte mult open source, doar pentru Postgres și ți expun ca și GraphQL. Un proiect open source printre cele mai... unul dintre cele mai apreciate proiecte open source în domeniu. Puteți să-l verificați. Deci efectiv îți expune și aici poți să configurezi câte ceva și îți expune baza de date. Bineînțeles, poți să pui securitate, autentificări, tot fel de... să vezi ce permisii și așa mai departe. Ok, altul ce așa are poza pe site-ul oficial, Wundergraph, wundergraph.com. Puteți să verificați, este un tool mult mai complex. Poți să faci chestia asta, să expui un GraphQL pe baza unei baze de date, dintr-un alt GraphQL, dintr-un rest, poți să federezi o grămadă de lucruri aici, foarte puternic și pe partea de securitate, și apoi chiar și generează ceva hooks-uri, aici undeva, ok, autentificare, generează și ceva aici, custom hooks-uri, generează și ceva hooks-uri pentru front-end, deci este o platformă de făcut backend for front-end foarte, foarte rapid, eficient și destul de robustă. Ok, asta aici am prezentat până acum competiția. Trei soluții care sunt generice. Ok, deci aici nu ai codul în sine. Îți expun baza de date și pentru 90% din cazuri te descurci cu ea. Deodată vei avea nevoie de ceva mai custom. De regulă poate doar pe mutații, doar pe posturi, pe a salva datele, să ce știu. Mai trimiți un e-mail când ai salvat un user, mai trimiți, nu știu ce, alte acțiuni sau salvezi altceva. Și există pattern-ul ăsta de a face, deci folosești o soluție generică pentru 90% din muncă și apoi îți faci tu endpoint-uri chiar cu rest, că discutăm acum 10% din muncă. Deci aici ți-o elibera foarte mult. Apoi pui ceva GraphQL Mesh sau efectiv le expui așa, nu neapărat GraphQL Mesh, dar poți să le expui printr-un layer să fie, cum să zic, totul omogen. Și în același fel, să expui, să nu expui rest și GraphQL, poți să expui totul într-un singur GraphQL, dacă vrei. Dacă nu, poți să expune direct un request sau 10% din request-uri se vor duce direct la rest, nu e absolut nicio problemă. De fapt, și GraphQL este tot ca un rest, e un post la care trimiți un string mai lung, atâta tot. Nu trebuie neapărat un, nu știu ce, client special pentru GraphQL ne ajută, dar nu-ți trebuie neapărat, e pur și simplu un post în care urmărești o anumită structură și ceri date de la server. Ok, ăsta ar fost un pattern destul de popular și se folosește pentru tool-uri generice. Dar ce ar fi dacă am avea un tool de genul ăsta și am putea să apăsăm la un moment dat un buton exportăm tot codul Node de care știu eu, sau mă rog, dacă sunteți din altă librărie, din alt framework, .NET sau ce folosiți voi pe backend. Cum ar fi dacă aș putea să un tool așa de generic care mi-a făcut 90% din muncă, apăs un buton, export, mi-ai dat codul și celălalt de 10% le scriu eu de mână și să fie așa foarte uniform cu restul codului. Cum ar? Cât la sută din muncă ne-ar ușura chestia asta? Să nici nu mai trebuiască să punem lucruri împreună sau să lipim două lucruri sau două aplicații separate. Asta a fost ideea. Cum ar fi dacă, de exemplu, în altă paradigmă, să zicem, ai putea să faci un site în WordPress, așa rapid, click, 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 și să apeși exportă cod React și să fie frumos codul React, adică nu ceva foarte urât. Cât de simplu, așa cum aș scrie eu, cât ne-ar scuti pe frontend sau Angular sau
ce vreți voi. Deci un tool în care îți faci 90% din muncă, zicem low code sau no code, dacă ați auzit conceptul, și apoi să poți apăsa și să te lase, să te lase să scrii de acolo, să iei pe manual, cum ar fi pilot automat, apăs pe buton, lasă-mă pe manual. Și ideal să mă duc înapoi când am chestii generice, ce știu, se schimbă ceva în bază de date, vreau din nou să fac lucruri generice, să mă duc înapoi, le fac click click vizual, foarte rapid, și iar să export și lucrurile astea să, să funcționeze în tandem foarte bine. Cum ar fi o soluție de genul ăsta pentru backend? Asta a fost, asta a fost ce m-am întrebat acum 2 ani prima dată când am făcut primul MVP. Și așa s-a născut ideea pentru Use Generated. Am făcut ideea pentru un proiect pentru care lucram într-o săptămână. Între timp l-am folosit 2 ani în producție. Am făcut într-o săptămână și am portat un proiect de 60 de modele în baza de date într-o câteva zile, să zic. Deci efectiv am mutat din altă limbaj în, în acesta în câteva zile. Câteva zile incluzând și business logic-ul custom. Pentru că doar să-l muți câteva ore, să muți efectiv o aplicație. Și atunci am avut un aha moment. N-am avut foarte mult timp să mă ocup din vara trecută, deci de un an lucrez din nou pe proiectul ăsta când prin zile libere. În total cred că sunt 5 săptămâni de muncă efectiv full time. Ok, use generated. Am zis că generează cod de Node. Generează cod de Node. Acest este, să zicem că avem un blog și este serviciul pentru cel care face toată logica pentru comment, pentru modelul comment, și extinde din generated. Asta este generated. Aici există crude. Create, read, update, delete, update many, dacă vrei, delete many, și așa mai departe. Find one, și așa mai departe. Get one. Deci aici toate lucrurile generate pe baza unei configurații. Deci dacă vrei să spui modelul meu comment, nu vreau să aibă delete, că nu vreau să expun un delete. Se poate face asta. Deci poți să spui ce să fie, ce să nu fie. Acolo vrei find one, find many. Deci aici totul va fi generat. Poți să spui și ce permisii poate să aibă diferite call-uri. Deci find all, oricine poate să-mi dea find all pe comment. Create one user, doar superadmin are voie să creeze. Și așa mai departe. Chestii de genul ăsta, dintr-o configurație simplă și tot codul se generează aproape cum l-ai fi scris de mână aici. Pentru 60 de modele, e multă muncă pe care ți-o scutește. Și ziceam că trebuie să funcționeze bine cu codul generat. Deci ăsta este serviciul pe care îl folosim. Există toate metodele de acolo, fie le dăm override aici, fie creăm metode noi. Modificăm în baza de date sau facem, adăugăm field-ul, ce facem, regenerăm, totul se updatează aici, codul meu rămâne aici neschimbat. Întrebări până acum? Ceva neclar? Merg mai repede, merg mai încet? Ok? Ok, așa, deci asta e toată ideea din spate. Ce framework am folosit pentru Node.js? Unul care permite chestia asta cu extend. Aia am fost limitat, trebuie să meargă foarte ușor chestia asta de extend. Nu m-am jucat foarte mult cu extend, deci nu facem extend la 10 levele, un singur level extended. Deci unul generat care este exact în folderul de lângă pentru fiecare model și cel pe care lucrăm. Ok, use generated. Folosește Nest.js, după părerea mea și din ce am studiat, e cel mai feature full framework de Node. Are un serviciu și un controller. Cei care veniți din .NET, Java și așa mai departe, vă sună cunoscut. Ruby on Rails, Django va fi asemănător. E folosit pe baza folosește Express în spate. Deci este peste Express, nu de vorbim despre Nest.js sau Fastify, poți să-ți alegi. De regulă au luat lucrurile, cred că bune, și le-au adăugat un alt layer peste. Arată ca și Angular cu decorators și cu dependency injection, dar nu trebuie să știi, deci ca să folosești tool-ul ăsta nu trebuie să știi foarte multe, deci aproape deloc, o singură funcție să poți modifica. E scris în TypeScript. Deci ăsta este framework-ul de Node, ăsta este ORM-ul. Nu știu, au lucrat cineva în Node cu alte ORM-uri, SQLize, mă sună cunoscut, TypeORM, ceva de genul ăsta. Prisma mi se pare ceva mai bun, acum 2 ani începea să fie production ready.
Părerea mea este că este cel mai bun. Acum, pentru orice lucru există plusuri și minusuri, pentru orice tool există plusuri și minusuri. Este, are maintenance-ul foarte bun. Nu știu dacă știți, în SQLize și în TypeORM au fost perioade când nu au fost, fost maintenanță. Între prieteni, despre Prisma au rămas zicând în sfârșit ce developerii de .NET nu-i rușine când vorbesc cu, developerii de Node.js nu-i rușine când vorbesc cu alți developeri din alte domenii, că până acum era cumva foarte sketchy. Ok, modern și intuitiv. Intuitiv înseamnă că te vei uita la un request, comment, find many și fără să vezi documentație vei înțelege ce se întâmplă acolo. Nu știu, încercați. Deci avem comment, există, trebuie să vă spun că există foreign key pe comment. Un comment aparține unui post și există un autor pe comentul respectiv. Un autor poate face mai multe comenturi și are mai multe posturi. Seamănă cu GraphQL puțin. Atâta că apare, trebuie să apară include ca și proprietate, apare where. Poți folosi where și la levelele următoare, deci și la, dacă bineînțeles este o listă, deci dacă este o listă de post, poți folosi take, paginație și pentru subquery-uri, să zicem. O lucrat cineva cu Prisma până acum? A văzut? Ai lucrat? Ok. L-ai văzut? Ok. Super. Puteți să vă uitați. Dacă nu, deci părerea mea este să te uiți peste ceva request-uri de genul ăsta. Deci aici luăm toate posturile, doar două, ordonate ascendent după ID, unde ID-ul este mai mic decât 100, să zicem. Less than sau greater than. Cei care ați lucrat cu MongoDB, de asemenea, cred că o să vi se pară foarte, foarte intuitiv. Ok, astea sunt tool-urile pe care le folosește UseGenerated, Nest.js și Prisma ORM. Ok, să începem să scriem codul aplicație. Să zicem că, nu știu dacă știți, mașinile acelea mari de făcut cafea de la, din restaurante costă foarte mult, vreo 2000 de euro bucată, cel puțin, poate și 4000 de euro. De multe ori restaurantele nu le cumpără, sau cel puțin francizele nu le cumpără, ci le închiriază. Și acum se pot închiria efectiv pe o lună fix sau le poți închiria pe oră folosită, pentru că un restaurant ce lucrează una într-una nu va folosi și nu va utiliza un ceva așa de des ca unul care îl folosește o dată pe lună. Și să zicem că noi am cumpărat, vindem aceste mașini și le închiriem de fapt și le închiriem restaurantelor. Avem un senzor și senzorul respectiv ne trimite snapshot-ul câte ore sunt lucrate până acum. 100 de ore, peste 5 minute ne trimite 105 minute și așa mai departe. Prin IoT, printr-un sensor ne trimite la serverul nostru. Partea asta nu ne interesează, să zicem că primim deja request-ul în baza noastră de date. Vrem să facem un dashboard frumos în care eu ca și vânzător de mașini sau cel care închiriez mașinile respective văd dashboard-ul fiecărui client și clienții pot să-și vadă dashboard-ul lor cât ori folosit luna asta. Să zicem că avem mai multe tipuri de mașini, cele de 1000 de euro, de 2000 de euro și de 3000 de euro. Și fiecare, bineînțeles, costă pe oră 10 euro, 20 de euro, 30 de euro. Vrem să facem un astfel de dashboard, fiecare mașină are prețul diferit și vrem să facem, de exemplu, raporturi. Cât m-a costat luna asta, cât m-a costat luna trecută. Există chain-uri, să zicem, de restaurante sau de cafenele, mai multe țări, mai multe orașe, unul sau mai multe restaurante pentru fiecare chain, să zicem. Cam ăsta ar fi task-ul nostru, cât timp ne-ar lua un backend, doar backend-ul să facem pentru chestia asta. Vă zic ca și modele în bază de date, 7-8 modele, un proiect relativ mic, nu știu, o săptămână, două, să am tot admin, să pot face tot. Nu știu, ziceți, depinde de client. Între două săptămâni și două luni. Poftim? Nu, doar MVP. Două săptămâni. Nu scrii cod fără unit test, corect. Da. Ok. Înțelegeți problema? E ceva neclar doar din problema pe care vrem să o rezolvăm. Ok, hai să începem să facem modele. Ziceam că Prisma este intuitiv. Ăsta este modelul Coffee Machine. Are un ID, nume, machine type, deci fiecare mașină în sine
aparține unui tip, cea de 1000 de euro, de 2000 sau de 3000 de euro. ID-ul este pasat aici, deci aceste două sunt fieldurile împreună. La fel aparțin un restaurant, astea sunt împreună. Și signal message, ăsta trebuia să fie plural, mă scuzați, un signal message, un array. Adică astea sunt semnalele pe care le primește de la mașină. Deci mașina respectivă primește ieri, o primi să zicem 100, astăzi încă 100 și primește efectiv snapshot-ul. Deci câte ore sunt lucrate până acum, ca la kilometraj, câți la mașini, vă puteți gândi și la mașini normale, dacă ar fi să zici că le închiriezi, câți kilometri avem până acum, câte ore lucrate. Deci aici e un semnal care pur și simplu are acolo un timestamp și câte ore sunt lucrate. Și așa arată modelul ăsta, modelul machine type, are un preț per hour, nu l-am pus prețul aici, pentru că este specific pentru fiecare mașină, pentru fiecare tip de mașină, să zicem 10 euro pe oră, 20-30 de euro pe oră aici. Are un nume, deci ăsta este, să zicem, primul, primele modele, 7-8 modele în total, să zicem, nu e foarte mult. Ok, avem și currency, asta e doar de umplutură, o țară, un restaurant, are mai multe restaurante și, și restaurante pot fi în țări diferite, să zicem, că s-au extins Dabo în ce știu, Bulgaria și Ungaria. Ok, așa arată principal, nu le-am arătat pe toate, cred că am văzut 3, 6, 7 modele. Simplu până aici, ceva neclar în cum se scriu modelele în Prisma. Nu-i, oricum, nu-i ăsta scopul, dar, mă rog, puțin putem învăța despre Prisma. Ok, ce am făcut? Ziceam că generăm. Generăm pe baza unui app config. O configurație în care folosim module, astea sunt foldere. O să punem în foldere modelele care, deci mai, nu fiecare folder cu modul, ci punem împreună, ce aparține împreună. Modulele astea poate pe viitor vrei să le spargi în microservicii. Fiecare modul va fi poate un microserviciu sau conceptul ăsta de modular. Deci userul e un singur, modulul user are un singur model aici. Modulul machine l-am pus machines and coffee machine type. Coffee machine și coffee machine type. Le-am pus astea două împreună, cumva. Și semnalul. Și semnalul ar veni, să zicem, în folderul ăsta. Deci aici avem folder machine. Restaurant chain și am pus restaurant. Puteam să-l numesc restaurant, nu contează. Lucrurile care aparțin împreună le poți spune împreună. Să ai o structură, să nu ai, nu știu câte foldere, 20, ci 2, 3 lucruri care aparțin. Poi țara, iarăși, separat. Ok. Lucrăm la configurația asta și pentru început ce o să acoperim asta e doar query depth level. Cât de nested sau cât de nested se poate duce un query. De exemplu, pentru restaurante lăsăm să se ducă 5 level nested în query respectiv în GraphQL, pentru 2, mă rog, avem 2 aici, dar putem să lăsăm 5, pentru altul putem să lăsăm 4, pentru țări nu vreau niciun nivel nested și așa mai departe. Pentru cei ce n-ați fost data trecută, lucrul ăsta contează la performanță. Deci dacă lași 10 nivele query-uri 10, atunci vei avea o grămadă de hituri în bază de date pentru fiecare nivel. Deci problema N plus 1. Pentru fiecare foreign key este N plus încă un request în bază de date. Deci de regulă încercăm să le ținem mici, 2-3 nivele, nu știu dacă am văzut 4 nivele să te duci nested într-un query. Aici ne ducem pe toate ramurile, să zicem, pe toate foreign key-uri, pe foreign key-ul ăsta, să zicem că am un foreign key, 2, 3, dacă am pus 2 sau 3 sau cât am pus, ne ducem pe fiecare ramură, dar se poate pune aici exact pe câte ramuri, de exemplu pe prima ramură, pe primul foreign key te duci o singură dată și pe celălalt 7, să zicem. Deci de regulă încerc să pui minimul necesar pe care îl folosești în aplicație. Așa cum am zis, se generează, deci nu trebuie să te chinui prea tare să te gândești aici câte nivele. Încep cu 2 și dacă am nevoie sau dacă am nevoie de ceva custom, fac altfel. Mă duc cu 3, dacă văd că un query se duce pe 3 și eu nu am nevoie de toate, efectiv o să-i pun custom request-ul de care am nevoie, maximul structurii respective. Și multe alte configurări ce se pot face aici, de exemplu pentru restaurant, pentru find all, pot să-i spun ce permisii, ce rol are voie să facă request-ul respectiv și așa mai departe, nu m-am dus în detaliu, dar tot aici se configurează. Rulez o comandă, use generated API,
Și deja putem să scriem query-ul ăsta, este în GraphQL, ne ducem all countries, deci vreau să iau o listă de țări, toate restaurantele din țara respectivă, mașinile și semnalele. Deci aici am mers un primul nivel, doi, al doilea nivel restaurante, trei mașini, patru semnale. Deci aici ar trebui să pun înapoi patru ca să pot să am request-ul ăsta să funcționeze, să am date aici, să n-am null aici, la al patrulea nivel nested. Cum am zis, pot să spun, mă duc pe restaurante, dar pe, sau și pe mașini, dar pe coffee machine type nu mă mai duc mai departe, să zicem. Deci putem defini cum să arate query-ul ăsta. Ok? Și răspunsul este, nu se vede foarte bine, dar răspunsul este așa. Deci avem primul restaurant, îi hack din Sibiu, are mașina numărul 2 și încă o mașină mai jos nu se vede. Mașina numărul 2, ăsta e numele mașinii și a primit 3 semnale, 1, 2, 3. Au primit primul semnal în, după o lună altul, după încă o lună altul, vedeți că s-au lucrat o oră, 40 de ore, 80 de ore. Astea sunt semnalele pe care le-am primit. Deci ok, ăsta este un request destul de complex, mai mult de atâta poate nu ar trebui să ai într-o aplicație, mai mult de 3-4 nivele nested nu ar trebui să ai într-o aplicație. Vedem că merge, pur și simplu am definit, deci tot ce am scris este asta, un fișier, modelele și deja am all, get all, get delete, dacă nu mă credeți, l-avem aici, rulează. Durează chestia asta să ai, ce știu, 7 modele, API-ul ăsta, 20 de minute mi-a luat, astăzi l-am făcut la ora 12, 20 de minute, atâta că am scris modelele, poate am uitat un for in key aici, colo, și m-am gândit puțin ca cum să fac structura folderelor, dar atâta, deci două fișiere, discutăm de 150 de linii de cod, ceva de genul ăsta, și avem un backend ce funcționează așa. Deci deja, ăsta este un exemplu că putem merge nested, cât vrei, cum vrei. Ceva de genul ăsta îți acoperă o grămadă de use case-uri deja. Ok, să zicem că pe fiecare mașină eu vreau să văd câte ore lucrate au fost săptămâna, luna trecută. Trebuie să luăm toate semnalele. Se poate face pe frontend, dar bineînțeles e mai bine să-l facem pe backend. Iau request-ul respectiv și doar ce știu, iau din semnale, iau ultimul din luna respectivă, mă rog, aici nu vă uitați la dată, dar ultimul, primul, scad orele și am cât s-o lucra pe luna respectivă, înmulțesc cu 10 cât e numărul pe oră și am pentru mașina respectivă cât m-a costat. Ok, deci un computed property, cum ar fi. Dacă vrem să facem chestia asta, așa cum ziceam, e generated code, codul ăla e acolo, poți să adaugi lucrul ăsta manual. Ok, deci poți să te duci, dacă am avea doar, dacă API-ul ne-ar genera, dacă generatorul ne-ar da doar chestia asta, deja ne-a scutit o grămadă de muncă, peste lucrul ăsta doar îmi scriu eu computed properties. Și ăsta este modelul, asta este punctul la care l-am actual online, ce am făcut și va fi lansat poate mâine. Ce ar fi dacă într-un singur loc aș putea să las pentru machines, for example, vreau să fac un computed field și să se propage peste tot. Nu doar când e la lista principală, deci nu doar dacă iau, dacă request-ul meu e all machines, deci nu doar aici să am și dacă e aici, ci să-l am și aici și aici și de oriunde m-aș duce computed properties-ul respectiv să-l am gata, făcut. Cum ar fi să definesc doar undeva hours worked since the last month? Cum ar fi să pot defini undeva o singură funcție, pure function, dacă ți-am dat mașina cu toate datele ei nested și tu să-mi dai valoarea respectivă, o simplă proprietate, eu ți-o dau ție și tu mi-o aplici peste tot pe unde trebuie aplicat în toate requesturile. Și am implementat funcția asta, nu este încă lansată, dacă o să verificați online, poate peste câteva zile, sper. Ok, dăm funcția în sine, care trebuie să fie o pure function, cum să se numească field-ul și tipul field-ului. GraphQL ne cere tipul. Facem chestia asta pentru coffee machine și o să avem computed properties-ul ăsta la orice nivel, pe oriunde ne-am duce prin graph. O funcție, deci luăm toate semnalele, asta este un array, luăm pe primul, mă rog, n-am mai pus din luna respectivă, dar înțelegeți, se filtrează. L-am luat pe primul, l-am luat pe ultimul. Primul minus ultimul, e greșit aici, screenshot-ul, ultimul minus primul,
Deci ultimul minus primul și avem rezultatul. Funcția asta se va aplica peste tot, așa cum am spus. Ok? Și rulăm din nou comanda asta, use generated, și deja în API putem să folosim last month worked hours, care corespunde cu ăsta, și este de fapt computed field ăsta minus ăsta. Și așa mai departe, putem face oricâte, oricâte computed fields-uri dorim. Dacă vrem lucruri custom, business logic custom pentru save, le putem duce pe save-ul respectiv, pe delete, pe update, pe ce vrem să scriem custom, dar ce era bine făcut să-l avem așa cât de generic e pentru când ai find many sau find one, lucrurile astea iterative, nested, ăstea le-am implementat în generator. Pentru că ăsta de fapt ne ușurează munca. Mulțumesc! Întrebări? Sau dacă vreți, putem să mergem la laptop să ne jucăm cu, să vedem cum arată codul sau cum arată, cum rulează aplicația. Da, cât de stupide. Să-l salvezi. De ce nu să-l salvăm în baza de date sau să fie efectiv computed field? Să-l salvăm. Pentru că în 5 secunde se va crea un alt semnal. Se va trimite încă un semnal. Și tu vrei în 5 secunde, dacă mergi cu pattern-ul ăsta și ai 20 de computed fields, când primești date, pac, baza de date, iar salvează. Vrei să fie o funcție, la o problemă de genul ăsta, o funcție care calculează on the spot, on the flight, și pe loc, da, numai când îți trebuie, și cu ultimele date. Aici e cheia, aici trebuie să răspund la început. Cu ultimele date. Știi? Deci, și nu vrei să ruleze baza, să se tot salveze lucruri. Deci sunt cazuri în care nu vrei să-ți pui field-ul în baza de date, ci vrei să se salveze. Gândiți-vă, poate semnalele astea vin la 2 secunde, la 3 secunde, la 3 milisecunde. Știi? Și atunci chiar nu o să suporte baza de date să tot salveze un alt field. Deci există use case-uri pentru computed fields. Aici, da. Last, ultimul din semnal. Aici nu e primul de pe luna respectivă, n-am făcut, faci filtru sau, mă rog, ăsta e primul din listă, să zicem. Dar dacă vrei de luna trecută, trebuie să te uiți după timestamp, greater than, filtrai, luai pe primul, dar mă rog, n-am complicat codul. Da. Da, există și metode de filtrare, nu am intrat și le-am expuse chiar pentru nested fields-urile astea. Poți direct de aici să-i pui proprietăți și să-i zici signals greater than, less than și așa mai departe pentru timestamp. N-am intrat în detaliu, dar se poate. Și pentru, deci vedem aici că e nested, deci o să pasez aici proprietatea pentru ce vine aici, să mi le filtrez doar cele de luna asta. N-am intrat în detaliu, dar se poate face chestia asta sau doar restaurantele care sunt din România sau așa mai departe. Se dă o proprietate în GraphQL face chestia asta și tool-ul ăsta suportă filtrarea asta. Da. Trebuie să fie funcție pură și trebuie să definești tipul. Pentru că e tipul de GraphQL. Acum dacă ai definit în GraphQL un tip, ăsta pur și simplu se va pune în GraphQL. Dacă ai definit, știu, un obiect mai complex și îl returezi acolo, îl pui aici, dacă există în schema ta, îl va folosi.
asta în varianta foarte, foarte simplă, așa, următoarea iterație va avea să-ți dea și baza de date aici, și dacă vrei să te, adică Prisma, și să faci async, și să poți să îți iei, ce știu eu, ai un settings care e total separat, nu e în, nu e în, în root-ul ăsta. Deci am un setting și dacă setările zic nu știu ce, da, aici o să-l pasez al doilea, acolo este și vor fi, vor fi separate, este de funcție și vor fi separate că async, că le async trebuie să aștepți ca să primești răspunsul și va fi aici Prisma respectiv și vei face un request exact cum faci aici. De exemplu, deci aici avem autor, nu știu ce, dar să zicem că există settings, un, un singleton settings în care fiecare proprietar își setează niște setări și în funcție de ele vrei să returnezi tu computed fields-ul, vei face un request, îți voi da exact Prisma ăsta în funcția aia, trebuie să-i dai await, să-l asculti că e asincron și dai find one, că e primul, un singleton, iei setarea respectivă și o folosești în computed fields, dar ăla va fi release-ul poate peste 2-3 săptămâni. Dar ăla ar fi așa the cherry on the cake, ultimul, să poți să zici că faci absolut ce vrei, doar scriind funcții și modele în baza de date, pur și simplu funcția care îți trebuie și modele. Și mă rog, dacă vrei să mai trimiți un e-mail aici, colo, ai codul, cum am zis. Ai codul în serviciu și ai serviciul respectiv. Dacă, de exemplu, să zicem că ți-ai generat pe baza la nivelul 2 și vrei să-l folosești ăsta pentru clientul de mobil și altul va fi altul. Generezi, efectiv, ți-l copiezi de aici, aici, jos în ăsta al tău, sau în altul și mai faci o dată extens sau așa mai departe și îți generezi a doua variantă. Deci poți să păstrezi funcția respectivă, acum să nu facem foarte, foarte mult mes, dar se poate face, deci nu, nu trebuie să vă gândiți că tot ce se generează de acolo se pierde, adică poți să ți-l copiezi codul, poți să-l, e cod efectiv, ca și cum l-ai fi scris de mână. Da. Tot ce înseamnă highly relational, deci tot ce înseamnă mai mult de 10 modele pe bază de date, orice înseamnă o aplicație de business care copiază realitatea, care încearcă, te duci într-o fabrică și încerci să emulezi realitatea din fabrica respectivă în cod. Și acolo vei fi highly relational, vei avea manager, vei avea mașini, vei avea tipuri de mașini și așa mai departe. O fabrică de genul ăsta, unde lucrezi, sau de exemplu un alt proiect pe care tot așa, am luat baza de date, baza de date am generat modelele și am generat un astfel de backend. Era un CRM pentru ceva vânzări de containere sau ceva de genul ăsta, o grămadă de modele și acolo, adică nu o grămadă, 30-40 de modele. Ai vânzători, ai clienți, ai locații, ai tot fel de structuri de genul ăsta. Deci tot ce înseamnă ERP, de exemplu. Pentru un ERP mai custom, să zic, pentru un anumit client, CRM, nu știu. Cam asta ar fi răspunsul. Tot ce înseamnă ERP, CRM, business application, back office application, tot ce ai 20 de modele. Cel mai mult am lucrat cu 60-70 de modele și ăsta cred că nu e foarte mare, proiectul e mediu, dar nu știu, Ștefan, zi o bază de date mare. Da, merge. Cum ai gândit să comentezi să folosesc că crack? Nu folosește deloc. Ce poți face? Dacă ai deja baza de date, un proiect deja ce funcționează, îmi dai baza de date și toate astea se pot genera automat. Știți că ăsta este un se generează migrațiile din modele spre și îți creează baza de date, dar poți să introduci baza de date și îți creează modelele astea. Deci îmi dai un proiect actual și poți să-ți fac asta, o configurare, lucrăm împreună 15 minute să o facem și mutăm tot ce înseamnă custom, dacă l-ai ca și computed fields, le mutăm aici în alte 2 ore. Și le
și le generăm ca și GraphQL. Și lași aceeași bază de date și folosești backend-ul tău vechi și ăsta și comparăm rezultatele. Da. Da. Pe cel cu containerele aveam, de exemplu, sute de mii de intrări la ceva vânzări și am pus undeva un nivel 4 și deja nu mai mergea, pentru că erau 4-5 foreign key-uri pe un nivel, încă 4-5, încă 4-5 și la nivelul 4, de exemplu, nu mergea acolo. Deci acolo poate nici 3. Deci lași 2 dacă vrei default sau efectiv definești unde vrei, pe ce branch vrei să te duci nested, mai multe nivele. Aici, la nivelul ăsta, dacă puneam 4, da. Dar acum îți request-uri, se pot face nest-ul te lasă să vezi de câte ori lovește în bază, dar nest-ul sau Prisma, nu mai știu exact. Mă rog, o configurație te lasă în debugging să vezi exact query-urile care se execută pe baza de date și câte request-uri. Deci poți să faci debugging foarte, foarte ușor. Da. N-am aici, dar am pe un articol pe care va fi postat, cred că apare și mutații și am în ritmi. Nu am. Da. Îți generează mutațiile și te lasă nested, să faci mutații nested, să faci create nested. De exemplu, aici poți crea de exemplu un restaurant chain și cu un restaurant chain cu restaurantțurile care aparțin într-un singur go. Deci poți să faci și nested mutații. Prisma te lasă să faci o grămadă de chestii și eu doar le-am interfațat cu ce te lasă în Prisma. Deci se pot face chestii nested destul de complexe. Da. Validări ca și types-uri sau ce fel de... Da. Da. Aici, în query aici, deci în where-ul respectiv. Da, le trimiți. Da. Le trimiți aici, dacă vrei chestii custom. Da. Momentan am doar ceva generic la nivel de erori, dar template-urile pe care le folosește ca să genereze pentru create, read, update sunt expuse. Deci poți să spui tu template-ul tău în care eroarea ta se numește eroare bla 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 și deci o folosești, aia ar fi mai advanced user, dar îți dau template-ul. Deci template-ul pe care eu îl iau să fac find, many, create, delete e expus acolo. Poți să spui template-ul tău și să-ți spui efectiv eroarea ta generică sau specifică sau cum vrei. Putem să ne uităm mai în detaliu cum ar fi un use case de genul ăsta, dar poți, de exemplu, să ai un template pe care ce știu eu, ai nu știu, erorile sunt toate foarte, nu știu,
un text generic sau așa. Jumate din modele poate să folosească template-ul respectiv, jumate alt template. Deci template-ul e expus. Eu tot ce fac în generator, mă duc iterativ prin toate modelele și aplic un template care e dat și poți să-l folosești atâta timp cât folosești convențiile. Asta ar fi așa profi user. Deci n-am un exemplu. Create read update dintr-un template se ia, în care efectiv înlocuiește acolo. Ăsta se înlocuiește, pentru fiecare se înlocuiește modelul, pentru fiecare se înlocuiește args, etc. cu modelul respectiv. Da. Ok, bonus, dacă poate vă mai gândiți la întrebări. Legat de approach de generator, stai, approach-ul meu, generate better than generic. Am lucrat la ceva librării în care mă chinuiam să... Aici era un super smart generic library și mă gândeam să acopere toate use case-urile. Și mereu venea câte unul și mai făceam, hai mai faci un patch, mai pui o proprietate, mai pui o configurație, pentru că altfel nu puteai să-l folosești. Și ajungeai până la un punct, te lăsai. 99% din funcționalitate ai, dar funcționalitatea nouă modifică. Și atunci a fost prima dată, acum 5-6 ani, când mi-a venit ideea, ce ar fi dacă eu ți-aș genera codul? Deci toată chestia smart aș pune-o aici, îți generezi codul cum l-ai scrie tu și ăsta îți dă funcționalitatea mai departe. Pentru că dacă îți dau o variantă de genul ăsta și are 90% din use case-uri, mersi, mă pun eu și modific restul aici. Dar, deci 99% din funcționalități în varianta de sus îi o încredere înșelată. Adică ajung până la 90%, ajung, folosesc, mă bucur și la un moment dat mă las și îmi ploaie, ai de mine. Feature-ul ăsta îmi trebuia și nici n-am știut când îmi trebuia acum 5 luni, acum mi-l cere. Apucă-te și schimbă librăria, schimbă ce vrei. Pe când dacă ar fi chestia asta, ok, mi-ai scutit 90% din muncă, trecem pe manual restul. Pentru că mi-ai dat un cod foarte simplu și funcționalitatea foarte simplă. De făcut o librăria asta sau așa, e aproape la fel. Nu bagi logic aici, ci bagi aici, care îți dă afară cod simplu. Cred că o să mai vedeți pattern-ul ăsta folosit de generated code pentru admin. O folosit ceva un admin generic, de exemplu React Admin. Ați folosit React Admin? Sau admin generic care au componentele lor și așa mai departe. No, a apărut acum unul nou, Refine.dev, care îți generează efectiv codul în Material UI. Îți dă fieldurile efectiv cum le-ai fi scris tu. Și are o prinstracție foarte, foarte mare și tool de genul ăsta, acum și generated. De ce? Ce rulează la un tip de genul ăsta? Ce rulează? Rulează toată librăria, toată chestia mare care e foarte, foarte deșteaptă. Tot codul generic rulează aici ca să ai tu funcționalitate. Pe când aici, ce rulează la runtime? Ăsta doar. Doar 2-3 use case-uri am eu acolo. Nu toată chestia foarte, foarte deșteaptă. Ce trebuie să înțelegi ca să poți să folosești o librărie de genul ăsta? Trebuie să te uiți să vezi dacă, de exemplu, îți dă chestii ce se pot face, inheritance și over inheritance, trebuie să te uiți, să sapi, să vezi ce clasă sunt acolo și așa mai departe. Pe când aici, dacă eu doar știu să folosesc 2-3 use case-uri, mi-ai genera codul, poate ăsta știa să-mi genereze mai mult, dar nu contează, deja mă pot folosi. Deci din ziua întâi eu mă pot folosi de codul respectiv și pot să-l modific. Da, te rog. Da. Da. Așa. Schimb ceva în model, se schimbă doar aici. Dar tu chestiile custom toate scrise aici, tu nu scrii nimic custom acolo. Tot ce e custom e aici. Dacă ai scris ceva model și vrei să zici versionar, vrei să suporți un client vechi, chestia asta mi-a generat niște chestii foarte deștepte și eu vreau să le folosesc. Le iei de aici, le copiezi efectiv aici. Știi, pentru clientul vechi, toată logica asta din command generated. Sau poți să și iei fișierul în sine, să generate service 1 și dai inheritance și generezi altul nou pe baza configului actual, să zicem. Deci nu se pierde, poți să-l refolosești de aici. Da, se face aici, da, my custom method. Acum, e la început.
folosiți, faceți, vedeți cât de mult ai nevoie pentru da, de așa ceva. Da, sigur. Da. Da, sigur. La orice ORM din așa ceva, deci tu definești așa ceva, sau mă rog, Django sau ce vrei tu, rulezi o comandă și îți creează baza de date. De aici începi. Ok. Există un feature foarte puțin cunoscut, se numește Introspect. Django l-are, Prisma l-are și multe alte ORM-uri, nu sunt foarte folosite, când e exact invers. Îmi dai o bază de date în Postgres, rulezi o comandă și îmi generează toate astea. Da, deci baza de date e source of truth și îmi generează așa ceva. Așa am putut să facem o migrație, era în Django, aveam bază de date și mai departe. 40-50 de modele, ai rulat o comandă, 50 de modele de genul ăsta cu toate foreign key-urile, nu le-am uitat niciunul, toate s-au generat acolo, n-am pierdut nimic pe drum. Da. Da. Da, bine, nu-i la mine, e doar în Prisma sau și în Django și mai departe. Da, ștergem field-ul respectiv, rulez o comandă migrate, Prisma run migrate, în Django iarăși migrate dev, îți creează un migrate, un fișier SQL care aplică schimbarea respectivă și apoi o și aplici, în doi pași ca să nu-ți șteargă chestii ce nu vrei. Deci îți dă SQL-ul, exact raw SQL, și ăla în al doilea pas îl aplică și îți face modificările în baza de date. Deci orice modificare aici, 2-3 comenzi și Prisma e destul de stabil pe partea de migrări. Se folosește în producție și așa mai departe. Deci nu-ți pasă de nimic. Modifici aici ceva, rulezi o comandă, se modifică baza de date. Unde eram? Da, ce trebuie să înțelegi? Trebuie să înțelegi toată chestia asta, să poți folosi. Și... Da, when you need more than your library needs, deci când îți trebuie ceva mai mult, iarăși tu doar modifici aici. Asta e legat de approach-ul cu a genera codul. A genera cod simplu, folosibil. Am văzut. Ai încercat inclusiv de loopback? Nu, am auzit de el, dar nu l-am încercat, nu. Practic, cam așa la loop. Generator de API. Ok. Ce generează? GraphQL? Hai să vorbim cu GraphQL. Ok. Scrie o JavaScript. Ok. Și ai controlele SAP și definești modelul. Tot așa, ai relații din modelul ăla. Ok. El în spate generează inclusiv, are da. Ok. Da, aș fi interesat pe GraphQL ce face, ce poate să facă. Acum pe REST, de exemplu, există chestia asta. Nest în sine, API-ul din Nest te lasă să generezi mod Service View Controller, doar că e un singur nivel nested, deci nu te lasă mai multe și nici într-un caz nu poți să pui computed fields. Apoi mai este un tool care face exact ce fac eu, dar tot pe un singur nivel, se ocupă și de REST și de asta, application îi zice. Folosește cam acela stack, application.com, și ei generează, dar GraphQL-ul lor e doar pe un singur nivel. Deci nu te poate, nu te lasă neste și trebuie tu să-ți scrii neste, dacă vrei. Mai există, na, ce am, tool-urile pe care le-am arătat, după mai există Strapi, dacă știu, headless CMS,
pe GraphQL, dar tot nu ai acces la cod, acolo poți să, poți să faci altfel computed fields. Dar efectiv să-ți dea, să-ți dea cod GraphQL, îți foarte interesat de, de loopback, ce poate pe, pe GraphQL. Da, pe, pe rest. Ce-am observat este de la rest, asta e o chestie care nu mă niciodată la el, de faptul că dacă ai nevoie de filtre, trebuie să scrii o căruță și ajung cu requesturile să arate kilometric. Da. Dar rest, l-am folosit în producție, nu pe și eu am făcut toate mici. Ok. Mici, mai însemnând? Am avut inclusiv aplicații care comunicau în timp real cu partea. Și când vreau să fie așa, și nu o să vă baterie, da. Da, există un... lucrez la documentație. Există un README. Normal, tool-ul de vânzare, dar momentan îl dau gratis și o să pună un articol în care efectiv mergi și faci un use case pas cu pas și integrare cu admin-ul de care vă ziceam, Refine Dev. Am lucrat la o integrare, nu intră aici, integrare între cele două, deci o să folosești. Dar prima parte din articol doar prezintă ce am văzut astăzi. Îți dă un cod acolo să-l downloadezi gratis. Dacă aveți sugestii pentru documentație, foarte bine primite. Orice sugestie pentru librărie, foarte bine primit. Ce știu, aveți o idee la lucru de un proiect, m-aș bucura să, ce știu, să facem, să încercăm în timpul meu liber. Așa mai departe. Gratis. Deci dacă sunteți interesați, eu sunt pregătit pentru cât timp am liber pentru un challenge de genul ăsta. Ce știu, ai un proiect la lucru și vrei să-l migrăm, să avem backend-ul corespunzător sau un proiect personal sau oricum. E și open source? Nu e open source, e closed source, dar dau un cod gratis, deocamdată, pe viitor. Deci dacă îl vrei să-l folosiți, luați-l pe gratis, dacă folosiți la firmă, faceți o mică contribuție. Da. Da, asta e o întrebare mai mult de GraphQL, în general. De regulă, numești alt field, faci un alt field și pur și simplu nu-i faci request la fieldul respectiv. Deci în GraphQL tu poți să ceri, vreau fieldul ăsta, fieldul ăsta, fieldul ăsta. De regulă, asta e partea bună cu GraphQL, nu faci versionările cum le ai în rest, ci pur și simplu nu mai folosești fieldul respectiv. Pui în documentație că fieldul vechi nu mai e bun, ai pus și fieldul nou și în toate requesturile noi, când dezvolți o aplicație, doar folosești fieldul nou. Mereu. Poftim? Da. Da, la notez și se știe după, dar îl poți folosi încă. O să-i anunțe. Trebuie să știi tu ce nu mai vrei să folosești, nu? Trebuie să știi și să-l marchezi de precheated. Să aplică și la proiectul și la mutații. Da, la notezi și nu am implementat asta încă. Dacă apare, deci nu. Dar se poate manual, deci cum am zis eu, aplicație, Nest.js, GraphQL, standard. Da. Dar
până una alta, ți-ai făcut field-ul nou, nu-l mai folosești pe ăla vechi, în request-urile noi, în feature-urile noi, în ce vrei. Am vrut să zic Git? Git. Da. Da. Dacă există request-uri pentru feature-urile respective de la un anumit snapshot până la asta, să vedem divurile. Da. Ok. Alte întrebări? Mulțumesc că ați venit. Cam atât pentru astăzi. A fost scurtă, de obicei mai lungi, dar da, e subiectul, cum a zis, prea ezoteric. Următorul, în august, încă nu l-am programat, o să-l programez și o să vedem și care e subiectul. Posibil să fie ceva pe UI UX, dar nu bag mâna în foc încă, trebuie să văd un pic. Și cam atâta. Până atunci mergeți la celălalt meetup. până vine ăla din august. Am atâta. O seară faină în continuare atunci.